În urma eliminării și a plecării doamnei Elena, el a început să plângă, iar Petrica făcea o afirmație cel puțin interesantă. S-a chinuit singură aici acum. Iată, doamna Elena, a fost pentru noi ca o mamă. Se pare că această convingere de-a lui Petrica, coroborată cu alte păreri de ale ei, au cam deranjat-o pe doamna Ioana. Sunteți o eroină pentru noi, că ați rezistat atât. Mamă, că eu vreau să merg de la cutate în păcate, dar să ne îndrujim nimuna pe alta până la plecare. Că doamna Elena, chiar când am avut mai mare nevoie de cineva să ne spună un sfat, a venit ea și ne-a spus experiența de viață, ne-a spus cum a făcut soțul ei. Eu am fost odiată de mine singură. Nu ați fost singură, am fost și noi aici cu dumneavoastră. Noi mereu am fost singură. V-am fost alături, dar la început, dacă n-ați vrut să fim toți trei, ușor, ușor. Și am putut o face, că eu am încercat să vorbesc cu tine. Ea iar a încercat într-una, n-ai vrut. Nu mai tare v-ați atașat de străinca de mine și de Gabi atunci. Cum să mi-ați atașat mai tare de străinca de dumneavoastră? Dacă tu ai fost împotriva noastră, normal că oamenii când au încurajat și ne-au spus. Vezi că cât ia Florice, că știu de voi, odată vă ascundeți, vă faceți în cea parte, dar pe ceea ce au trecut, ce azi e un video și asta. Păi da, pentru că tu tot timpul ai vorbit. Tot timpul, dacă auzeai un comentariu la capriciu, îl și puneai că așa e adevărat. Tu n-ai ținut cu mine, ce nu e adevărat, că vă dați seama că nimeni nu era mai important ca dumneavoastră aici pentru noi. Mama, dacă era n-am așa... N-am voie mai important, eu am fost ultima. Nu e adevărat. Mama, nu zici bine. Ați fost ultima, că așa ați vrut dumneavoastră să vedeți situația. El nu mi-a dat vece o atenție, orice, pentru că băiatul meu nu-l aud. Cum nu? Adică în ce sens? Nu, acum am plecat de acasă, cum ne-am hotărât noi că plecăm și cum am ajuns. Vezi, e ce întrebă aici că ți-o scrisă și am așa și-ați trecute, că voi și așa mergeți. De câte ori am venit la dumneavoastră și v-am îmbrățișat? Și eu de câte ori, dacă n-am văzut că încep și încep să... No, am multe am întrebat că e un râs și am zis că cine mai fă fetele acelea? Nici nu vrei să-mi spui să te întreb și așa-s trecute. Dar n-am știut. Nu, păi nu, dar nu, nu are rost. Am așa sunteți amândouă, tu te decizi, tu ți-ai ales. Într-adevăr, că eu am făcut contra, că eu am zis că tot, am zis nipomtit și merg acasă și eu decât să-mi scos de tot, mai bine am zis să nu mai dau curs. Am zis că să nu se departe, să se mai aproape, așa i-am spus și îl va să alegi și ți-i într-adevăr. Și eu am zis așa, dar nu, uite-ți-ne cum ne-a fost norocul. Am fost mai departe, te mai, am zis că mai aproape de sat, mai... Crezi că nu, ea nu și-ar fi dorit mai bine să fie unul din zonă de aici, din București, decât da, un punct acolo, în Maramureș? Pentru mine n-a contat asta, că nu după asta să fie mai aproape, nu, dar dacă voi nu vă puteți să dezlipte. Dar noi am venit cumva, știi, cu concepția asta, știi? O concepție foarte greșită. Știu, dar eu mi-am dat seama, știi, pe parcurs de aia eu am dus atâtea lupte în interioare și atâtea am pus la, în suflet și în gând, tot, orice am pus. Și după aia eu am ajuns la o concluzie, eu m-am luptat eu cu mine și am ajuns la o concluzie și am văzut dincolo de aparențele astea și mama, normal, că ea încă nu-i poate obișnuită. Era tatăl tău în loc cu mine, nu era atomnașa. El n-ar fi lăsat nimic de la el. Dar de ce spuneți era asta? O mătușă, ori de era... Acum, pe ultima 100 de metri, ne descurajați așa? De ce nu s-ar fi lăsat? Eu m-am lăsat pe mole, de la bun început. Am lăsat în apele mele să mă facă toată lumea cum mă vrea, am lăsat așa, știi, mai bine de la mine decât să mă facă oricine vrea. Dar nu v-a făcut nimeni, niciun fel. De câte ori nu v-am întins mâna, de câte ori nu v-am luat în brațe, v-am mângâiat și m-ați respins. Nu m-am putut atașa eu de voi, așa, dacă n-am făcut contra, nu m-am putut. Nu ați vrut? Nu că nu ați putut. Nu, n-am nici putut, n-am nici vrut, o fă mai mult. Oricum, noi vă mulțumim și pentru noi sunteți eroină că ați rezistat atât. Acum, știi ce? Uită-te la noi. Amu, știi ce trebuie? Să te bucuri că trebuie să-ți faci tu rochi. Noi trebuie să mergem la da, probe. Da, rămâi faci rochi. Nu mai suntem copii, mamă. Nu mai suntem maca de 15 ani, 16 ani la liceu. Am terminat și facultatea, am și masteratul. Nu mai suntem feciori. Nu te-ai gândit că ne-o măsura? Sau că măsura aici, sau că mi-o găsit și că... Nici eu nu m-am gândit niciodată. Asta e viața până la urmă. Trebuie să simți că nu știți că faceți pasul ăsta. Să duceți până la cap, nu cum duce doamna Doamne Simona. Nu mai o joc și apoi mâine la altă. Ce nu-mi place că să mă adem la mama, unul că nu-i place aici, unul nu-i place dincolo. Ea este să nu vă băgați la în noi cap. Nu e o joacă.
și pentru că s-au spus concluzii cam dure, după această discuție, starea de spirit a Elei s-a înrăutățit. De ce plânge? Nu contează. Dar știi de ce plânge? Eu mereu i-am întins o mână și am fost lângă ea și am vrut să fie bine și ea nici până în ultimul ceas. Tu știi bine că mereu am strâns un braț, am ideat-o. Știi. Și acum tot. Bine.